Salutare, salutare și bun găsit tuturor și bine ne revedem la vară pentru voi. Sunt Anca Medelanu și vă salut cu drag de aici, de la Iași. Să știți că mai devreme în orașul nostru ploua. Dar probabil că așa e vremea în întreaga țară, pentru că meteorologii ne-au promis și astăzi, sau mai bine spus, ne-au avertizat, avem cod galben de precipitații și vreme instabilă în mare parte din țară. Așadar, stăm undeva la adăpost și privim pe TVR Iași, dar și pe TVR 3, pentru că astăzi suntem în direct în întreaga țară. Vă invităm alături de noi, dragi telespectatori, să ne fiți aproape. Aș începe ediția de astăzi printr-un citat de Alexandrie, care spunea în felul următor. Este foarte interesant și atrăgător să avem câteva foi. Câteva foi tipărite, adunate într-un grup, ca într-un volum, așa spunea, care cuprinde toată viața de inimă și de minte a unui om de elită. E ca o condensare a parfumului tot dintr-o floare, ca într-o pastilă sau ca într-o picătură. Ce frumos spus! Vasile Alexandrie, 21 iulie 2021, se împlinesc astăzi 200 de ani de la nașterea marelui scriitor și om politic și au trecut 200 de ani, dar totuși e contemporan cu noi, dacă stăm bine să ne gândim numai prin faptul că a creat aceste tipologii umane atât de valabile și în zilele de astăzi. Ne întâlnim cu Chirițe în fiecare zi. Ca să nu mai spun că pe vremuri aveam furculisiuni, însă acum avem joburi, avem device-uri și ne-am dezvoltat skill-uri. Adică am trecut de la franțuzisme la americanisme. Da, astăzi e o ediție în care vorbim și despre Vasile Alexandrie, 200 de ani de la nașterea acestui mare scriitor. Și dacă e vorba de Alexandrie, atunci e vorba de carte. Îl provocăm la o discuție pe această temă pe profesor universitar dr. Nicolae Crețu. Este profesor la Facultatea de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și o să vorbim despre carte. Mai citim, ce mai citim, de ce e important să citim. Ne va face și câteva recomandări de carte pentru vacanța mare. Alături de noi va fi și vicecampion olimpic la scrimă, Alexandru Siriteanu. Ne va povesti cum este să-ți asumi participarea la un summit al performanței, așa cum este Olimpiada. Intrăm și în istoria și în culisele participării la un astfel de eveniment atât de important și dacă este vorba despre Olimpiadă, suntem cu toții cu ochii acolo pe ce se întâmplă la Tokyo. Toată lumea își îndreaptă ochii către Tokyo pentru că Japonia a reactivat unele centrale energetice, între care și un reactor nuclear care n-a mai fost folosit de mult timp și a luat și alte măsuri pentru a evita criză, o nouă criză a electricității în contextul creșterii temperaturilor și a cererii pentru răcirea clădirilor, în special la Tokyo, unde vineri vor debuta Jocurile Olimpice. Îl invit alături de mine pe Alexandru Siriteanu. Te invit, Alex, și între timp să vă mai dau câteva informații. Să știți că de la vârsta de 9 ani a început să practice acest sport. Te salut, Alex, și bine ai venit alături de noi. Și în 2012 ai participat la Olimpiada de la Londra. Da, așa este. De acolo, de unde v-ați întors învingătorii, spunem noi. Numai simpla participare și este un câștig. Probabil că un sportiv e antrenat să gândească așa, nu? Nu știu dacă e antrenat să gândească așa, dar la un moment dat aici ajungi. După ce începi să descoperi sportul pe care îl practici, începi să obții anumite rezultate la competiții interne și la internaționale, îți dorești foarte mult de ce nu să ajungi măcar să participi la o ediție a Jocurilor Olimpice. Și spun asta pentru că sunt mulți sportivi care nu apucă în întreaga lor carieră, nu au ocazia să participe nici măcar la o ediție a campionatelor europene și mondiale, dar să mai ajungă la Jocurile Olimpice. Deci e un merit, e un câștig să fii acolo. E un câștig cei mai buni să fii acolo. Pentru că la ediția de Jocuri Olimpice, la noi la Sabie, vin maxim 64 din întreaga lume. Cei mai buni din întreaga lume. Sunt calificări care durează 3 ani de zile, 4 ani de zile. Adică treci printr-un întreg proces de selecție și într-adevăr, acolo ajung doar cei mai buni. Dacă reușești să te și întorci cu un rezultat de acolo, cu o medalie de orice culoare. Da, avem și noi imagini de la Olimpiada din 2012, de la Londra, și aș vrea să ne amintim de momentul respectiv. Cum a fost? Da, aici e momentul în care am intrat în finală
Și am reușit să învingem, să învingem Rusia. Cu rușii noi am fost tot timpul care pe care și ne-am, ne-am bătut, dar în ultimul an, cel puțin până la jocuri, am cam bătut pe unde i-am prins. Dar Jocurile Olimpice în sinea lor e o competiție atipică, adică acolo poți, cei mai buni sau favoriții pot pica din primele tururi și să vină un outsider, da, să ajungă la, la victorie și la medalie. S-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Na, e, e frumos, e emoționant. Cât ați fost în echipă? Patru am fost în echipă. Alături de? Alături de Cova, care ne-a condus pe drumul acesta, care era antrenorul nostru la vremea respectivă. Era Zalomir Florin, Dumitrescu Rareș și Tiberiu Dolniceanu. Trei pregătiți în Iași. Trei avem o pregătiți bună în Iași, alături de Dumi, care vine de la, de la Brașov. Cova, care vine tot din școala brașoveană. Am reușit, zic eu, alături de alți colegi care au, ne-au ajutat în pregătirea noastră de până acolo, pentru că nu a ținut totul doar de noi. E un întreg colectiv care, care lucrează aici. Noi am reușit să, să ne calificăm și să formăm acea echipă de acolo. Eu sunt foarte curioasă. Când aveți emoții într-un astfel de sport, cum se manifestă emoțiile? Vă tremură mâna? Uite, vezi, aici, e lipsă de concentrare? Aici, aici antrenezi. Chestiile astea se antrenează. Emoțiile, caracterul sportivului se formează de-a lungul, de-a lungul carierei, prin victorii, prin înfrângeri. E necesară și prezența unui psiholog sportiv în, în pregătire. Antrenorul iarăși are un rol foarte mare în pregătire ca, ca și formator de caracter și așa mai departe. Încerci să te liniștești și să nu arăți faptul că ai emoții, pentru că la rândul lui și adversarul are emoții. Și atunci, dacă nu sunt acele emoții constructive, cum le numim noi, care să te împingă spre victorie, mai mult îți pun opreli și te apasă. Adversari pe care îi studiezi dinainte? Îi studiezi, cum se întâmplă? Îi studiezi înainte de fiecare competiție, pentru că înaintea Jocurilor Olimpice mergi la campionate europene, campionate mondiale, etape de campionat mondial, da? Deci ai niște competiții internaționale în care tu te poți întâlni cu ei sau nu, dar îi observi, pentru că la o oarecare, la o următoare participare la competiție, te poți întâlni cu acel adversar. Și atunci trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, să știi ce aturi are, ce poți folosi împotriva lui. Aha, și la un asalt te folosești de, de ce înveți, de ce, de ce observi la adversar? Făceam foarte multe vizionări, adică mergeam la competiții și luam camere de filmat după noi, filmam anumite meciuri. Și acasă ajungeam în cadrul antrenamentelor, aveam antrenamentul așa numit de noi, spuneam noi, vizionare, unde vizualizam meciul nostru împotriva unei echipe sau un adversar pe care noi vroiam să-l studiem împotriva altui adversar, vedeam ce face bine, ce nu face bine, unde putem interveni noi, ce trebuie să facem și atunci încep să lucrez pe specificul adversarului respectiv, mai ales la Jocurile Olimpice, unde la individual sunt maxim, la ediția asta sunt 36 de sportivi, deci este crema cremelor, da? La echipe ai 8 echipe, adică clasamentul mondial, locul tău, cam știi cu ce echipă te vei întâlni pe tablou și atunci încep să, să studiezi un pic mai în, în, în profunzime. E, ca să vedem că nu e doar practică, e și strategie în spate. E adică și strategie. Pornim cu o strategie. Nivel, da, la un anumit nivel trebuie o strategie, trebuie să lucrezi, trebuie să, să ai răbdare, să ajungi acolo. După anul 2012, ți-a îndreptat atenția și către profesia de antrenor. Nu. După anul 2012 am zis să fac o pauză, să mă regrupez și eu după o perioadă foarte lungă în care am fost plecat de acasă. După, ce zic, nici nu știu, maxim 2 luni de zile am simțit că nu mai am stare.
Și am mers la sală de antrenamente de scrimă din Iași, unde am început și eu. Și am început ocazional să particip la antrenamente. După care, na, am văzut că mi-a plăcut, am început la copii, după care am făcut pasul spre cei mari, spre lotul de cadeci de juniori. Mi-a plăcut, lor le-a plăcut de faptul că am venit și de modul cum le explicam eu, am început să avem rezultate și uite că am rămas în profesia asta. Și e foarte frumos. În continuare e o școală bună aici la Iași și îmi place să cred asta. Avem o școală bună, am dat foarte mulți, Iași a dat foarte mulți sportivi către loturile naționale. Sportivii, ce vârstă au copiii care vin la sală? Copiii noi îi selecționăm de la vârsta de 8 ani. Avem acum și noi imagini. Ei sunt deja grupa de performanță, sunt loturile de cadeci și de fete în proba de sabie, care și ei acum, mare parte dintre ei au făcut pasul spre marea performanță, au fost selecționați în loturile de seniori, se pregătesc la București, iarăși o parte dintre ei am pierdut de la ea și au mers la alte cluburi. Nu avem ce face, asta e ciclu, noi rămânem pe loc și încercăm să ne facem datoria. Să pregătim din nou și din nou alți sportivi. Dați și înapoi? V-a dat pandemia înapoi? Ne-a tras înapoi. Asta știu că e un pas în... Da, ne-a tras înapoi pentru specific că... acestui sport. Vă dați seama, a fost o perioadă foarte lungă de inactivitate. Unii copii s-au orientat spre altceva, s-au îndreptat spre școală, unii dintre ei au plecat cu burse prin diferite programe de educație. Când au revenit, deja interesul lor se pierduse, iar cei care au rămas au venit parcă un pic mai hotărâți pentru competiții. Din păcate, abia de anul ăsta am reușit și noi să avem câteva competiții. Și zic eu că ne-am întors cu rezultate frumoase de acolo, inclusiv de la campionatul mondial de cadeți și de juniori, unde Teodora Neagu a venit pe locul 7 la individual, un rezultat foarte bun pentru ea după un an de pauză. Mergem înainte. Se anunță un sezon, un început de sezon din nou aglomerat. Un pas în spate, dar 3 în față. Sperăm să facem mai mulți în față de acum decât în spate. Da, ne caracterizează un astfel de parcurs, dar asta nu e rău. Ideea e să nu ne descurajăm și să rămânem tot timpul optimiști și să privim înainte, să învățăm din ce nu am făcut bun, să învățăm și din ce am făcut bun și să... Și aici cred că intră și, să spunem așa, joacă un rol foarte important antrenorul, nu? Antrenorii tot timpul joacă un rol important în pregătirea sportivilor, pentru că ei sunt interfața dintre sportiv și competiție, dintre sportiv și club, dintre sportiv și federație, adică ei trebuie să managerieze, să spun așa, și antrenamentele, și competițiile, și stările emoționale ale sportivilor din timpul antrenamentelor, pentru că nu e tot timpul roz viața la antrenamente, dar încercăm să o facem, încercăm să-i atragem. Am găsit câteva lucruri interesante despre olimpiadele de-a lungul timpului și vă spun așa, că medaliile de aur de la Jocurile Olimpice nu sunt făcute din aur. Știai asta? Da. Dacă ar fi așa, atunci ele ar valora aproximativ 25.000 de dolari fiecare, însă ele sunt suflate cu aur și fiecare steag din lume are în componență măcar o cloare din steagul olimpic și cu acest gând a și fost confecționat steagul olimpic. Uite ce drăguț. Îți mulțumim tare mult, Alex, drag, că te-ai alăturat discuției noastre. Multă baftă, nu știu care e urarea între voi. Aveți o urare anume? Orice, ne urăm orice, de bine să fie. De bine să fie, asta vă urez și eu dumneavoastră. Și continuăm, mergem într-o bază hipică. Știți că se poartă să fii hipi, de data asta mergem într-o bază hipică. V-am pregătit un popas la marea aniversare a bazei hipice Virgil Bărbuceanu din Piatra Neamț și avem și un mesaj din partea domnului Costache Lupu, este fondatorul acestei baze.
partea a doua acestei săptămâni, respectiv în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică, la Piatra Neamț are loc o mare aniversare care marchează două evenimente importante pentru istoria călăriei din județul Neamț. Este vorba de împlinirea a 35 de ani de când a fost inaugurată baza hipică Virgil Bărbuceanu și 30 de ani de când la Piatra Neamț s-a desfășurat prima etapă de cupă mondială, Cupa Volvo. Cu ocazia acestor manifestări se desfășoară și întrecerile de sărituri peste obstacole din cadrul celor două competiții naționale. Este vorba de trofeul Virgil Bărbuceanu, finanțat de Consiliul Județean Neamț, și Cupa Fermierilor, pe care o susțin financiar mai mulți fermieri din județul Neamț, precum și unele unități economice care colaborează cu fermierii județului nostru. În ziua de sâmbătă, după orele 18, va avea loc festivitatea de deschidere oficială a celor două competiții și, bineînțeles, o mare solemnitate în care vom sărbători cele două evenimente, unde vor fi prezenți veterani ai călăriei din România, vor fi prezenți reprezentanți ai unităților economice care au lucrat la construirea bazei hipice, care au susținut sportul călare în cei 35 de ani. Cu ocazia aceasta se vor acorda diplome, alte simboluri tuturor acelora care au fost implicați în susținerea călăriei din județul Neamț. Ne aflăm în baza hipică Virgil Bărbuceanu din Piatra Neamț, care de-a lungul celor 35 de ani a pregătit cei mai valoroși sportivi ai României care au reprezentat sportul ecvestru atât în concursurile naționale cât și în concursurile internaționale. Este vorba de Aurel Cojocariu, Radu Ilioi, Florin Lateș, Marius Lupu, Ionuț Ursache și încă mulți alți sportivi care și în momentul de față activează în fruntea sportului ecvestru din România. În cei 35 de ani, baza hipică a reușit să devină o bază sportivă performantă în România, pune la dispoziție celor interesați cai pentru școală, pentru agrement călare și, bineînțeles, cai de performanță. De asemenea, noi asigurăm la cerere și plimbări de agrement pentru copii, pentru adulți și, bineînțeles, punem la dispoziție trăsuri pentru diferite evenimente care se desfășoară atât la nivelul municipiului cât și în întreaga țară. Așadar, mare aniversare acolo la Neamț. Ne-am întors în direct la vară pentru voi. Vă reamintesc că suntem pe TVR Iași, pe TVR 3, dar și pe media.tvriaș.ro și pe pagina noastră de Facebook. Și apropo de lucruri interesante despre Olimpiadă și de competițiile ecvestre, am descoperit că la Jocurile Olimpice de la Melbourne din anul 1956, competițiile ecvestre s-au desfășurat la Stockholm. Foarte drăguț. Rămânem în zona Neamțului. De această dată vă invit să vedem o expoziție foarte frumoasă de pictură. Emoție și cloare se numește. Dumitru Bezem este pictor nențeam și a expus la Galeria Grumăzescu de aici, din orașul nostru, 40 de lucrări.
Galeriile Dumitru Grumăzescu din municipiul Iași s-au umplut de emoție și culoare. Pictorul nemțan Dumitru Bezem a expus în acest spațiu peste 40 de lucrări. Județul Neamț, cu mănăstirile și peisajele deosebite, reprezintă o sursă de inspirație pentru artist. Nu numai pentru această expoziție, ci în general pentru expozițiile mele, eu folosesc tehnica picturii în ulei și lucru direct, fie pe carton sau pe pânză, lucru pe care, cu care m-am obișnuit și care mi l-am însușit în timp. E o tehnică care spun eu că mă reprezintă, în sensul că transmite emoția direct, cu sinceritate, fără, să spunem, divagații. Asta și cred că este mesajul pe care vreau să-l transmit eu celor care vor vizita această expoziție, indiferent că încă mai este pandemie sau nu mai este, și indiferent cât de cald găditorii de vara aceasta. Reprezintă, dacă sper că eu nu exagerez, o spun și alții, o bogăție de spiritualitate. Este vorba de o sumă de mănăstiri. Și aici eu am încercat să am un tablou cu un drum spre mănăstiri, spre Mănăstirea Secu. Mai am câteva lucrări legate de Mănăstirea Vărate, care îmi place foarte mult, unde știți foarte bine se află mormântul Veronicăi Miclea. Și apoi traseile acelea pe care a mers Sadoveanu și mulți alți scriitori. Îmi amintesc că, și, pentru că spun, sunt legat de acele spații, o întâlnire cu un mare regizor și scriitor, care îmi spuneam, ce faci tu aici? Păi, vin să mă încarc bateriile, pe asta facem și noi. Mă simt onorat să fiu aici, în acest spațiu, unde l-am cunoscut pe regretatul Dumitru Grumăzescu, care mi era într-un fel apropiat. Eu sunt unul dintre cei care caută ceea ce se mai poate găsi interesant prin anticariate și prin galeriile de artă, prin muzee, în fine. De fiecare dată când veneam la Iași, nu evitam acest spațiu. Acum, cu regret, spun că nu-l mai pot găsi aici. Poate ceea ce am adus eu să fie ca un omagiu pentru acest om deosebit. Un om, o personalitate culturală a Iașului și mai ales că era născut în Neamț, știu că era nemțean. Într-o cromatică atentă aleasă în culori vii, pictorul, apropiat de natură și de spațiul rural, prezintă peisaje din Tarcău, locul în care s-a născut, dar și din mediul religios. Absolvent al Facultății de Arte Plastice Iași, promoția 1972, artistul a rămas fidel tehnicii în ulei, pe carton sau pe pânză. Am nevoie de cât mai multe evenimente culturale, tocmai pentru a ne reconecta. A ne conecta la nivel uman, emoțional, pentru că pandemia a adus odată o izolare care nu a fost doar a ne ține în casă, ci o deconectare completă de noi înșine, de ceilalți, în care acum interacțiunea între noi pare un pic stranie și avem nevoie de cât mai multe evenimente, tocmai pentru a ne readuce împreună și pentru a regăsi din nou frumosul și bucuria în viață. Este vorba exact despre această emoție, despre trăire, în care realitatea concretă, în care elementele naturale, pentru că este o expoziție în care avem naturi statice foarte multe și peisaje, vrea să ne conecteze din nou cu realitatea, să ne aducă în prezent, să ne aducă, dar totodată să ne ducă în amintire, pentru că multe dintre lucrările ce reprezintă peisaje sunt, de fapt, amintiri ale artistului, sunt redări pe pânză a ceea ce dumnealui a văzut la un moment dat și a simțit și din acest motiv, aș putea spune, emoția este ceea ce caracterizează, precum și titlul expoziției, emoție și culoare. Avem emoție și foarte multă culoare. Dumitru Bezem se simte onorat că a fost invitat să expună în spațiul în care l-a cunoscut pe anticarul Dumitru Grumăzescu. Lucrările rămân pe Simeze până pe 15 august.
Așadar, dacă ajungeți în ea și vă invităm să faceți o vizită și la galeriile Dumitrui Grumăzescu. Și pentru că este ziua și anul Alexandriei, mai am câteva informații, sper eu, drăguțe, legate de acest mare scriitor. Așa cum spuneam, 200 de ani de la nașterea lui Alexandrii, 115 ani de la inaugurarea statuii poetului, monument amplasat în fața Teatrului Național Vasile Alexandrii, și teatrul de la noi din oraș va și celebra acest moment printr-un spectacol. Spectacol creat de Ovidiu Lazăr. Premiera are loc în această seară de la ora 20:30 pe scenă în aer liber în parcul teatrului La Cub. Se numește Alexandrie's Garden. Știați că imnul regal român a fost scris de Vasile Alexandrii în anul 1884 cu prilejul încoronării regelui Carol I? Sau știați că Vasile Alexandrii a fost primul scriitor român care a primit un premiu literar internațional? Pe data de 22 mai în anul 1878, Societatea pentru Studiul Limbilor Române, întrunite la Montpellier, i-au oferit acest premiu. Alte lucruri interesante despre Alexandrie, dar bineînțeles și despre ce citim în această vară, ne poate spune profesor universitar dr. Nicolae Crețu de la Facultatea de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, invitatul nostru de astăzi. Bună ziua și bine ne revedem, domnule profesor! De Alexandrie știm multe, am auzit foarte multe despre acest scriitor și om politic important pentru România. Ce ar trebui să știm despre el și încă nu știm? Eu mă bucur că televiziunea ieșană vrea să îndemne pe telespectatori pe timpul vacanței să practice și lectura. E foarte bine să știe că există un fel de stres post-concediu, post-vacanță. Așa e. Dar se pare că cei care citesc în timpul vacanței sunt mai odihniți decât ceilalți și suferă de mai puțin stres. Ce putem înțelege prin carte de vacanță, cărți de vacanță? Nu sunt cărți. Anumite cărți sunt de vacanță și altele nu. Cărțile de vacanță sunt cărțile pe care ne place nouă să le citim în timpul vacanței. Sigur, nu o să ne înarmăm cu tomuri groase, nu o să citim Thomas Mann pe plajă. Vor fi cărți, în general, amintirile mele de anii în care mergeam în fiecare vacanță de vară pe litoralul românesc sau uneori în străinătate și mă uitam de curiozitate cam ce citește lumea. Știți ce gen de carte domina? Cartea polițistă. Foarte multe cititoare, nu numai bărbați. Agata Christie era acolo? De carte, se explică. Este amuzant, te ține așa pe firul poveștii și fără să îți dea o impresie de efort intelectual. Dar pentru că ce ar trebui să citim? Novele, romane? Da, bineînțeles. De obicei, totuși, pentru vacanță e mai potrivit, după mine, e mai potrivit să citești proză scurtă. Pentru că nu fragmentez în prea multe reprize ale lecturii. Și efectul ei asupra ta, cititorul, este mai puternic pentru că este mai concentrat în timp. Se citește umor în vacanță. Se caut povești de dragoste. Bineînțeles. Mi-am notat, am făcut câteva raiduri prin librărie ieri și astăzi, de când am știut că voi vorbi pe această temă. Și mi-am notat câteva titluri. Iată, de pildă, Tatiana Nicolescu, autoare cunoscută și de îndreptățit succes. Are în librărie acum Nepovestitele iubiri. E o carte frumoasă, o carte deosebită chiar, din punctul de vedere al atmosferei, narațiunii, pentru că sunt mai toate poveștile de dragoste din această carte, au niște secrete de familie.
care s-au dezvăluit în timp. Dar apropo, îmi cer scuze că vă întrerup, apropo de aceste recomandări pe care le faceți, pe vremuri, tinerii aveau o listă scurtă cu ce ar trebui să citim. Citim Dostoievski, citim Dumas și în ziua de astăzi sunt atât de mulți scriitori, sunt atât de multe apariții editoriale. De unde ne mai luăm recomandările? Ce ar trebui să urmărim? Bine, până la urmă, autori ca Dostoievski sau alții de acest rang nu prea sunt de citit în vacanță. De recitit, da, poate da. Mai ales proze mai scurte, mai concentrate. Dar există cărți care sunt scrise admirabil și am să citez aici cartea lui Stelian Tănase, care este de asemenea în librării acum și este cu titlul Moartea unui dansator de tango. Cu un personaj vrăbete, Gogu vrăbete, un personaj tipic pentru boema bucureșteană a perioadei acelea la vie, la Belle Époque, da. La Belle Époque, da, un fel de vie en rose în același timp, dar cu mult nerv epic și cu un limbaj de asemenea stilistic, admirabil. E o carte foarte bună. S-ar putea să fie chiar cea mai bună carte a lui de până în prezent apărută. Ficțiune, dintre cărțile de ficțiune. De reținut, de completat colecția cu această carte. Ar fi mult mai multe de spus, sigur, despre și despre alte titluri. Iată, de pildă, de la Junimea. Eu aș citi în vacanță și cărți despre alte spații, cărți de călătorie sau cărți legate de biografia deosebită a cuiva care a trecut prin mai multe spații culturale. Cărțile Dianei Conia Petrișor, cu titlul De pe mal de Prut, pe malurile Senei. Titlul deja sugerează această deschidere în spațiu și în timp și istoria. Sau tot o carte a ei, tot la Junimea apărută, Hai Hui prin lumea lui Dumnezeu. Sunt multe cărți din care iubitorii de lectură au de unde să aleagă pentru vacanță. Ce recomandați? Cartea în fizic sau și cartea în mod electronic? Cum asimilăm mai bine informațiile? Suntem la sfârșit de iulie, august bate la ușă, e luna de vârf a concediilor, a vacanțelor. Părerea mea este că fiecare cititor potențial e bine să aleagă în funcție de preferințele sale, de gustul său, depinde și de sex, de vârstă, de nivel de studii, depinde de mulți, de gust, preferințe subiective, dar important este, îmi amintesc expresia francezilor din vremea în care am lucrat 4 ani de zile în sudul Franței și eram la 8 km de Mediterana. Pour ne pas bronzer idiot, era expresia franțuzească, să nu stai degeaba, să nu stai degeaba, pentru că știi foarte bine, cei mai obosiți și mai plictisiți sunt cei care stau degeaba. Din orice carte învățăm ceva și avem și această capacitate de a trăi viața altora. Cu cât citim mai mult, cu atât trăim mai mult. Da, e o formă de petrecere a timpului substanțială, cum ies, pentru că, de fapt, ăsta este marele avantaj al lecturii, al culturii de carte, în general. E o cultură care rafinează receptivitatea noastră nu numai la cărți, la lume. Ne este mai cunoscută Ana Karenina decât uneori soția sau sora. Așa se întâmplă cu marile personaje. Ne sunt foarte cunoscute, foarte apropiate. Și că vorbeați de Ana Karenina, un film suplinește cartea? Adică putem doar să ne uităm la film fără să citim cartea? Ce părere aveți? Da. E raportul ăsta între arte, legăturile dintre ele sunt pasionante. La cursurile de la litere, unde am predat până acum 2 ani, deci și după pensionare am predat mulți ani, pentru că erau colegi mai tineri plecați în străinătate pe mulți ani,
Am avut adesea discuții foarte bune cu studenții de la litere despre comutările acestea de limbaj, trecerea, de pildă, de la romanul lui Rebreanu la filmul lui Ciulei, Pădurea spânzuraților, capodoperă, transpunere în alt limbaj, limbajul altei arte. Noroaiele din filmul lui Ciulei erau metafora sufletului înnămolit al personajelor. Asta e. Dar de multe ori, sau de cele mai multe ori, cartea e mai bună decât filmul. Da. Pentru da. Că imaginația noastră e poate cel mai bun film. Da, e... Trebuie folosit calea aceasta a raportului între arte pe care ați sugerat-o, pentru că, în general, se face exces de credit acordat imaginii și mai puțin credit acordat cuvintelor. Dar știți de ce stăm așa de rău la analfabetismul funcțional? De ce? Pentru că analfabetismul funcțional este decis pe baza unor teste legate de cuvinte. De cuvinte, tot hrăniți cu imagine, nu spun împotriva ideii de televiziune, dar hrăniți mereu cu imagine, se pierde receptivitatea la inteligența și arta prin cuvânt. Și e păcat. Și observăm asta pe rețelele de socializare. Textele mai mari de două paragrafe sunt aproape neinteresante. Vrem imagine și cât mai puține cuvinte. M-ați făcut să-mi amintesc și cu asta am încheiat rapid. De o întâlnire cu Vișnec la universitate, tema raportului și a rivalității dintre imagine și cuvânt a apărut în discuție, mi-a slujit foarte bine să fac elogiu colaborării, nu al rivalității între imagine și cuvânt, cu atât mai mult cu cât soția lui Vișnec este graficiană. Este artistă. O imagine face cât 1000 de cuvinte, așa era un citat celebru. Însă aș vrea să ne îndreptăm atenția și către Alexandrii. Vă place Alexandrii? Da. Mulți au impresia că Alexandrii și, mă rog, literaritatea acelui timp, inclusiv a operei lui Alexandrii, sunt depășite, sunt desuiete. Ba deloc, n-avem nu, chirițe. E o mare greșeală. E o mare plăcere să simți chiar acele naivități de limbaj din comediile lui Alexandrii. Poezia directă, noi avem puțină poezie politică mare. Goga, Eminescu, câteva nume. Alexandrii este autor de poezie politică rămas hora unirii. Ia lui Alexandrii. Vă mulțumim mult, domnule profesor, pentru această discuție atât de plăcere. Interesantă și pentru recomandările pe care ni le-ați făcut. Vă mai așteptăm cu drag la noi în noul nostru. Cu cea mai mare studio. Plăcere și le urăm telespectatorilor spor la lectură. Spor la lectură, și așa. Și vacanță plăcută. Însă, în minutele următoare, vă propun să vedem un interviu foarte interesant în care Vasile Arhire vorbește cu un fost ministru, de exemplu, sau mai exact cu Florin Jianu, este președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Iar Florin Jianu are o perspectivă foarte interesantă asupra IMM-urilor, acestea fiind, de fapt, coloana vertebrală a economiei unei țări. Haideți să vedem și noi. Domnule Florin Jianu, ce înseamnă astăzi în România, la mijlocul anului 2021, mediul de afaceri alcătuit din întreprinderile mici și mijlocii? L-a sintetizat printr-o sintagmă care e des folosită și care uneori nu prea arată realitatea ce e folosită de politicieni doar din buze, și anume coloana vertebrală a economiei. Pentru că dacă e să ne uităm numai la cifre, 99,8, deci 99,8% din totalul companiilor din România sunt IMM-uri, adică au sub 250 de angajați și sub 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Dintre acestea, 91,7% sunt micro-întreprinderi, adică au sub 10 angajați. Așa, scriptic, avem 2300-2500 de companii mari și restul 600-700 de mii de companii mici și mijlocii. Același lucru se întâmplă și la nivel european, IMM-urile și în Statele Unite ale Americii, aș îndrăzni să spun că pe tot globul, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei și în ceea ce înseamnă numărul lor,
și în ceea ce înseamnă forța de muncă, pentru că două treimi din forța de muncă este angajată în întreprinderile mici și mijlocii, și în ceea ce înseamnă procentul pe care îl aduc la PIB-ul unei economii, care este undeva între 55 și 60%. Aș vrea să-mi spuneți în continuare ce poziție ocupă întreprinderile mici și mijlocii în Programul Național de Redresare și Reziliență, despre care s-a tot discutat și se discută în continuare. Din perspectiva noastră, nu ocupă locul pe care ar trebui să-l ocupe și v-aș da câteva cifre. În primul rând, în Programul Național de Redresare și Reziliență în România, sau așa cum este el cunoscut, PNRR, mediul de afaceri IMM-urile au 1,3 miliarde de euro din totalul de aproximativ 29,5 miliarde, iar în Spania, de exemplu, IMM-urile primesc 13 miliarde. În Franța primesc undeva între 15 și 16 miliarde. În Italia, numai un program pentru turism, care se numește Turism 4.0, adică un program de digitalizare a turismului, în esență un program de susținere a turismului, primește 13 miliarde de euro. Deci uitați această comparație între felul în care aleg alte țări să susțină mediul de afaceri și să-l potențeze și să-l financeze în această perioadă extrem de dificilă și felul în care alege România să facă acest lucru. Sigur că eu mi-am atras destule critici în mediul public, dar sunt obligat să spun aceste lucruri, să le spunem pe nume, pentru că noi reprezentăm totuși întreprinderile mici și mijlocii și dacă întreprinderile mici și mijlocii ne spun că lucrurile nu sunt în ordine, atunci noi acest mesaj îl ducem. Nu un mesaj triumfalist, un mesaj în care toate lucrurile sunt în ordine, toți trebuie să dansăm așa într-o horă a aprobărilor generalizate. Lucrurile astea cred că s-au dus de mult timp. Noi am avut puncte de vedere, am trimis și fișe. Propunerile noastre vizau susținerea aproximativ din calculele noastre 190.000 de IMM-uri, împărțite așa aproximativ 100.000 de IMM-uri pentru digitalizare, 30-40.000 de IMM-uri pentru de tip startup, să avem un nou program național de startup-uri, câteva alte 10.000 investiții din partea statului și alte 10.000 cu privire la programe guvernamentale de susținere a garanției pentru capital de lucru. Versus ceea ce s-a întâmplat în realitate, în care statul român finanțează și susține aproximativ, atenție, 3.400 de IMM-uri. Deci 190.000 cât propuneam noi versus 3.400 de IMM-uri, adică 0,04 din total. Da, am avut input-uri, am mers către ministere, către primul ministru. Dânșii au spus că acest program este o alegere a lor, este o abordare politică și că e o asumare în acest sens. Și vedem cum va arăta în realitate. Criza sanitară generată de pandemia de coronavirus a generat consecințe economice. Care este situația actuală? Cum au fost măsurile pe care guvernul României le-a luat în această perioadă pentru salvarea întreprinderilor mici și mijlocii? Așa este, au fost câteva măsuri. Noi am fost activi încă de la începutul pandemiei, luând modele de bună practică și din alte țări. Au fost câteva tipuri de investiții, de intervenții care s-au realizat și în România. O intervenție cu privire la păstrarea salariaților, pentru că ați văzut că atunci s-au suspendat activitățile economice în quasi majoritatea domeniilor economice și atunci era nevoie să fie propuneri de susținere a salariilor. Și a fost acel șomaj tehnic care a fost foarte bun, a ajuns la milioane de angajați din această perspectivă. În egală măsură, unul dintre programele fanion ale României a fost IMM Invest, un program care și anul trecut a ajuns la aproximativ 30.000 de IMM-uri și în acest an cifra a depășit 15.000. Deci e clar că este un program foarte, foarte bun de susținere. Celelalte măsuri, din păcate, din perspectiva Ministerului Economiei, vorbim de măsura 1, 2 și 3, s-au cam potignit, au venit destul de târziu, dar cele două măsuri fanion pe care le-am menționat anterior au reușit să salveze foarte mult întreprinderile mici și mijlocii, să ajute foarte mult întreprinderile mici și mijlocii în acea perioadă dificilă. Domnule Florin Jianu, dacă astăzi ați fi numit ministru în actualul guvern, care ar fi trei măsuri pe care le-ați lua pentru
revitalizarea activității întreprinderilor mici și mijlocii? Păi, în primul rând aș crea din nou o măsură cu privire la startup-uri. Vedeți, întotdeauna în aceste perioade de criză sunt foarte mulți oameni care, din perspectivă economică, care pur și simplu nu mai au energia necesară să mai treacă încă o criză și încă o criză. Și atunci ai nevoie de sânge proaspăt în economie. Deci aș crea un nou program pentru startup-uri în România și aș susține această inițiativă din partea tinerilor, din partea persoanelor care vor să-și înceapă o firmă. În al doilea rând, aș capitaliza foarte mult întreprinderile mici și mijlocii. Acea măsură 3 era vitală pentru economie, pentru că ea practic recâștiga competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Deci le-aș capitaliza puternic și în egală măsură aș contribui la ceea ce înseamnă procesul de digitalizare al întreprinderilor mici și mijlocii, un proces extrem de necesar. Azi a venit criza, IMM-urile, mediul de afaceri în general, toată economia a fost închisă, ești nevoit să lucrezi din perspectivă digitală. Și atunci propunerea, de exemplu, pe care noi am avut-o a fost aceea de a da pe scară cât mai largă vouchere de digitalizare pentru IMM-uri. Da? Fiecare IMM. Vouchere de 5.000 de euro, 5.000, spuneați. Da. 5.000 de euro, pentru că noi am făcut, de fapt nu noi, încă o dată, ca să nu înțeleagă oamenii că cine știe, Jean nu face calcule de acest tip. Nu, cei care lucrează în sfera IT și care sunt parte din programul nostru național România Tech Nation și care lucrează în acest moment. Pentru că tot vorbim de afaceri, de întreprinderi mici și mijlocii și dumneavoastră sunteți om de afaceri, nu? Cum vă merg afacerile? Din această perspectivă, să știți că și eu personal am folosit această criză ca pe o oportunitate. În ce sens? Am constatat faptul că acest proces de digitalizare e un proces care trebuie să meargă pe repede înainte și atunci, chiar în această perioadă, am deschis o linie de business care înseamnă semnături electronice pentru întreprinderile mici și mijlocii. Chiar am semnat un prim protocol cu Organizația Contabililor din România, Corpul Experților Contabili din România, pentru a furniza parafa electronică, parafa profesională. Adică ce înseamnă acest lucru? Faptul că modernizăm din perspectiva acestui proces de digitalizare ceea ce era cunoscut ca și ștampilă, da? Devine o parafă profesională electronică, ei pot să pună această parafă care deține elementele de securitate și de informare cu privire la calitatea de expert contabil, autorizarea lui și așa mai departe. Lucrul ăsta l-am început ca perspectivă de business încă o dată pentru că am sesizat ca o oportunitate în această criză și a trebuit să ne adaptăm. Ne aflăm în sezon estival, în calitatea pe care o aveți de președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, dincolo de afacerile de business-ul dumneavoastră. Sigur, vă ocupați și de organizații, ați fost la Arad, în alte localități, ați la Iași, ați poposit. Dar spuneți-mi, aveți vacanță de vară? Vacanța de vară, ca și anul trecut și acesta, este și un mesaj pe care îl transmit telespectatorilor dumneavoastră, trebuie să se desfășoare în România. Pentru că am primit foarte multe întrebări cu privire la cum susținem Horeca în România, un domeniu extrem de afectat în această perioadă. Păi, și primul răspuns e, trebuie să-l susținem în primul rând consumând noi aceste produse turistice. Și ca și anul trecut o să fac un tur așa prin România, am descoperit niște lucruri extraordinare și niște locuri și oameni minunați, concepte pe care acum 5-6 ani de zile, chiar în perioada în care inițial eu fusesem ministru în 2014, nu existau aceste concepte. Concepte care în primul rând înseamnă originalitate, tradiție și înseamnă promovarea unor comunități locale extrem de autentice. Și vă încurajez și pe dumneavoastră și pe telespectatori să căutăm aceste locuri și să le aducem în atenția tuturor. Vă mulțumesc pentru acest dialog și vă doresc petrecere bună în concediu. Mulțumesc și dumneavoastră, o vară cu emisiuni reușite și cu mult, mult succes! Așa să fie și de acum încolo. Ce mică e vacanța mare și ce repede a trecut timpul petrecut împreună. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ne revedem mâine de la 16 pe TVR Iași, însă vă invit să urmăriți telejurnalul de la ora 17 de aici, de pe TVR 3, după care ne mutăm pe TVR Iași de la ora 18. Toate cele bune!